3NET Radio. More music. More colours. 3NET Radio. More colours in your life. 3NET Radio. Colouring your life. Open mic. Be somebody. People, ideas, achievements. With Mother on 3NET Radio. Bine v-am găsit, dragilor, sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis, vorbim în această seară despre legătura dintre tineri și Europa sau despre tineri în Europa sau despre tinerii din Europa, despre rolul lor în spațiul european și nu o facem întâmplător, căci ne legăm de ceea ce vom sărbători de fapt mâine, 9 mai. Uniunea Europeană marchează o dublă aniversare, sunt 10 ani de la primul val de state membre, precum și Ziua Europei. În studioul Radio 3NET se află Veronica Ștefan, președinte Consiliul Tineretului din România, și Corina Pârvulescu, coordonator programe activități în cadrul aceleiași organizații. Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ați acceptat invitația, deși, așa cum ați postat pe pagina voastră de socializare, vă cam plimbați de la o dezbatere la alta. Tot pe drum, pe drum, pe drum, veniți de la Cluj, mă bucur că trenul nu a avut întârziere, că ați ajuns, iată, în bună stare, sunteți sănătoase și pregătite să combatem, da? Să discutăm, să atacăm subiecte nici de cum delicate, dar poate încă neclare pentru mulți dintre tineri. Toți au auzit de Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Parlamentul European, dar le cam încurcă, încă nu știm să facem distincțiile clare. Ce ați făcut la Cluj? Da, și noi la Cluj am încercat să mai clarificăm ce se mai întâmplă, da, în Europa. Avem o parte din activitățile noastre, avem o campanie, acum vorbim de Europa, alegerile europene, încercăm să informăm, să vorbim cu tinerii ce se întâmplă în Europa, cine sunt oamenii pe care îi alegem pentru următorii 5 ani. Așa că data aceasta ne-am întâlnit chiar să discutăm cu tineri și candidați foarte variați, tineri foarte curioși și, bineînțeles, interesați să vadă ce se poate schimba. Așa că începem turneul dezbaterilor de data aceasta. Înainte aveam seminarii de informare, strict ce se întâmplă și cum se întâmplă. Acum, concret, acum răspundeți anume la întrebări. Da, bine, și noi, alături de, și noi, alături de viitorii membri ai Parlamentului European. Nu intrăm în detalii, căci nu ne-am întâlnit aici în scopuri electorale, da? Da, vreau să vă întreb cum au venit tinerii clujeni, tinerii din zona aceea țării, în întâmpinarea celor propuse de voi spre dezbatere. Tinerii, și nu doar acolo, pentru că nu sunt neapărat particularități al unei singuri regiuni. Nu, am crezut că se lucrează mai bine cu provincia. Foarte mulți mi-au spus, mai în provincie nu sunt probleme. În București, în București sunt mai comozi, mai lenți, așa, mai, nu știu, mai nu știu cum. Participarea per total a tinerilor este o problemă, într-adevăr, dar nu doar în București. O problemă majoră sunt centrele majore ale țării, să fim sinceri. Orașele mai mici ar avea mult mai mult succes. Târgoviște, Galați, chiar și Constanța uneori, care nu e neapărat un centru mai mic, dar sunt centre unde nu se desfășoară așa multe activități, sunt mult mai curioase. Deci este vorba și de oportunitate, nu neapărat că nu ar avea această curiozitate. Ori Bucureștiul este bombardat cu foarte multe evenimente. Din ce ați observat, draga mea Corina, ce îi leagă pe tineri de Europa? Ce îi leagă pe tineri de Europa? În primul rând, cred că tinerii sunt în Europa și simplul fapt că fac parte din viața publică, viața cetății, da? A Europei ar trebui să se intereseze toate problemele care sunt pe agenda publică.
Ce-i leagă? Viața lor de zi cu zi, nu? De la educație, accesul la educație, la modul în care își petrec timpul liber, la acolo unde lucrează, condițiile în care lucrează, drepturi și obligații, nu numai pe tine, pe toți cetățenii ne leagă același lucru. Știu că voi ați avut la rândul vostru probleme notate în agenda de lucru, așa cum și ei au avut probleme pe care au dorit să le dezbată. Discutăm peste câteva minute, ne întoarcem aici la microfonul deschis. Până atunci, muzică. Microfonul deschis la Radio 3net în acest moment, o ediție în care ne-am propus să vorbim nu neapărat despre data de 9 mai, ziua Europei. Vrem să facem legătura între Europa și rolul pe care tinerii îl au în comunitatea europeană. Și tocmai de aceea le-am invitat în studioul nostru pe Veronica Ștefan, cea care este președinte al Consiliului Tinerilor din România, și pe colaboratoarea sa apropiată, Corina Pârvulescu, coordonator programe activități în cadrul aceleiași organizații. Vreau să mă ajutați să lămurim câteva probleme sau aspecte, să nu sune prea pompos, să lămurim de fapt care sunt așteptările tinerilor în raport cu câteva domenii esențiale: locurile de muncă, calitatea vieții, creșterea economică, Uniunea Europeană în lume. Știu că astfel de aspecte figurează cu siguranță pe agenda voastră. Agenda noastră este agenda tinerilor, deci nu este doar a noastră, atât de punctual și atât de ruptă de realitate. Și până la urmă, tinerii, da, și sunt foarte legați de Europa. De ce? Pentru că trăim într-o epocă în care tinerii au probleme comune și implicit și soluțiile vor fi comune, nu mai suntem într-o zonă izolată. Da, sperăm că toate ridică media exact, pentru toți, exact. Nu doar pentru unii sau pentru ceilalți. Acționând în comun, reușesc să rezolvi până la urmă. Necunoscutele. Deja este singura soluție, de fapt, astăzi, pentru că, în primul rând, avem de învățat. Ori, între cele menționate de tine, este una care le înglobează uneori pe toate, și anume o problemă esențială, anume autonomia tânărului. Mm-hmm. Ce se întâmplă cu viața lui din momentul în care intră pe băncile școlii și începe să-și câștige traiul, să aibă primele experiențe la locul de muncă, până ajunge să-și întemeze propria familie. Ori, acestea sunt elemente foarte dificile, pentru că vorbim de calitate în educație, de modul în care educația face tranziția către piața muncii. Ce se întâmplă cu primele lui joburi, care de fapt sunt de multe ori niște internship-uri nesfârșite, neplătite, intră într-o zonă neagră a societății, pentru că de fapt nu figurează și nimeni nu-i protejează cu o minimă protecție socială. Nu vorbim mai departe ce înseamnă întemeierea unei familii și câștigarea prin locuințe. Eu cred că nici nu se pot gândi la așa ceva, fiindcă, vezi tu, nu că aș compara ce se întâmplă acum cu ce se întâmpla acum 20-30 de ani, dar cel puțin după absolvirea unei facultăți, ți se oferea un loc de muncă, îți făceai stagiatura cei 2-3 ani de după facultate, câștigând. Da? Acum, bine, sunt șanse și pentru tineri, nu? În Europa, cum stă situația? În Europa, România e mai greu decât aici. Exact, nu se crede că România este cel mai rău. Cel puțin în perspectiva șomajului, noi stăm undeva la 23%. Sunt alte țări care depășesc ușor 23% sau chiar 50%, ceea ce este o cifră de-a dreptul înspăimântătoare, pentru că și noi ne îndreptăm undeva între acea zonă. Nu este doar la noi în estul Europei sau nu este doar în sudul Europei. Nu ține de lenevie sau nu. Sunt măsuri care se întâmplă în urma unor decizii luate de-a multor ani, practic, dar măsurile de austeritate îi afectează cu precădere pe tineri. Ei sunt cei care sunt strict vizați la acest moment și de aceea noi vorbim foarte mult în Europa de drepturile tinerilor. Sunt drepturi destul de speciale pentru noi, deci nu sunt ale copiilor și nu sunt ale omului în general. Noi am devenit un grup vulnerabil
prin simplu fapt că suntem de multe ori discriminați, că nu avem experiență, că suntem prea tineri, că suntem primii care suntem dați afară de la locul de muncă, că ni se neagă de multe ori un împrumut bancar pentru că suntem tineri, că nu avem deja o familie întemeiată, așa de multe elemente unde nici nu ne imaginăm cum e afectat. Nu sunt prioritari, deși ar fi trebuit, clar. Regulamentele adoptate de Parlamentul European îi vizează în mod direct pe tineri și de aceea este nevoie ca ei să fie informați în luarea hotărârilor. Corina, sunt sau nu bine informați tinerii noștri, tinerii din România? Și vreau să-mi faci pe scurt o comparație cu felul de a primi informația și felul în care sunt informați tinerii pe care i-ați cunoscut voi cu ocazia diverselor voastre deplasări peste hotare. Ok. Noi suntem acum în mijlocul unei campanii de informare și cred că acest lucru spune foarte multe. Campania ca atare a pornit de la niște, pe de-o parte de la experiența noastră, atunci când am mers în teritoriu și am văzut că este nevoie de informare și de un dialog coerent și constant între tineri și cei care iau decizii la toate nivelurile, nu vorbim doar de Parlamentul European, iar pe de altă parte inclusiv din date statistice care arată că peste jumătate dintre tineri nu intenționează să meargă la vot și în același timp nu consideră că nu găsesc informația în mod obiectiv prezentat, ceea ce este desigur o problemă. Acum, cu informarea, cred că este un cerc vicios oarecum, pentru că, de fapt, informarea și participarea merg mână în mână și pentru că cele două duc la o cultură a participării, la o cultură democratică, pe care nu învățăm la 20 de ani, nici la 18 ani, ci din școală, de pe băncile școlii. Noi lucrăm cu un grup foarte divers, de la 14 până la undeva la 28-29 au fost cel puțin participanții din această campanie și am observat că este nevoie de informare pe toate palierele de vârstă. Este adevărat, scuză-mă că te întrerup, da. Mă gândeam la cei mici din ciclul primar, nu întâmplător pentru că fiul meu se află acum la finele ciclului primar. Ce am observat cu bucurie? Că acești copii sunt învățați să caute informația și să învețe ce să ceară. Noi, de exemplu, așteptam să ni se ofere. E, așteptarea asta nu dă roade întotdeauna. Așa este și e foarte important să fie angrenat în dezbateri continue, inclusiv la școală, inclusiv în cercul tău de prieteni. Și aici, revenind la partea a doua a întrebării tale, comparația, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că o face la nivelul societății, între modul în care este obișnuită societatea din România să dezbată problemele publice și societățile din vest, dacă este să ne raportăm la asta. Și evident se reflectă și la nivel de generații mai tinere. De asemenea, dacă este să ne comparăm cu statele nordice, spre exemplu, acolo unde tinerii sunt implicați în viața comunității de la grădiniță și acolo unde sistemul lor de lucrători de tineret, de oameni care să-i țină angrenați în viața publică, este foarte bine dezvoltat. Deja la 18-20 de ani sunt foarte activi în politică, dar cu opinii foarte ferme și bine argumentate. Dar v-ați întrebat de ce se întâmplă așa acolo? Tocmai pentru că au o cultură cu care pleacă din școală, din grădiniță și pentru că sunt încurajați să se implice cât mai mult în cercurile de la nu știu, problemele care se au în școală, care se decide în școală până la oraș, alegeri naționale, europene și așa mai departe. Deci, un semnal de alarmă, să zic așa, ar trebui să ne gândim și noi. Să ne gândim și noi să-i implicăm pe micuți în viața comunității. Nu e deloc rea ideea că zici, mai sunt la grădiniță, sunt încă mici. Da? Trebuie lucra cu ei de mici. În România, noi avem ceva prins cumva, dar este puțin tardiv.
avem anume acea educație civică, acele module da, avem, mai devreme da. Trebuie introduse și altfel explicate. Asta de prin clasa a treia, să știi. Nu știu dacă la grădiniță sunt elemente. Este deja destul de devreme, era și mai târziu. A, bineînțeles. Era clasa 5-a, a 7-a. Da. Dar acum vorbim de elemente practice, să înțelegi, dar noi folosim acel termen de politici publice. Mm-hmm. Este o zonă așa de abstractă, dar în realitate te lovește absolut în toate palierele vieții, așa cum spunea Corina, da? Când vorbim de sănătate, când vorbim de timp liber, când vorbim de școală și educație și de toate problemele noastre. Să oare știu tinerii de unde începe democrația? În primul rând că se întreabă foarte mult, pentru că doar cei care nu vorbesc cu tinerii spun că tinerii nu se gândesc la acest lucru și nu înțeleg problema valorilor. Valorile sunt unul dintre punctele principale pe care le aduc în discuție de fiecare dată când noi vorbim sau instituțiile publice vorbesc cu ei și le pun sub semnul întrebării, își pun problema cum media le promovează, cum sunt promovate în școlile lor, cum oamenii publici sau politicienii de cele mai multe ori le prezintă și pun toate aceste probleme și vor să se implice, dar de multe ori nu sunt întrebați de sănătate, da, cum folosim noi această exprimare. Nu sunt întrebați, pur și simplu, nu mi se dă ocazie, sunt puși într-o cutiuță unde se spune tinerii nu sunt interesați, tinerii nu participă și s-a închis acolo povestea. Da, concluzii eronate. Foarte, foarte. Doar când nu încep să discuți cu ei. Bineînțeles, nu se va întâmpla acest lucru într-o conferință cu 500 de oameni și un panel unde avem deja două tabere. Nu, se va întâmpla când găsești alte metode de dialog. Acele metode non-formale, cum le-am tot folosit în zona educația de non-formală, educația non-formală, non-formală, alternativă, dacă nu ne place non-formal. În alte spații, prietenești, accesibile. Sigur, scurtează calea. Traduce, apropie oamenii, traduce. Ceea corect, ce pare corect. Pompos, da, dar este corect. Așa e, așa e. Spunea Corina de țările nordice, oferea acest exemplu. De curând ai fost plecată în Italia, tot la o întâlnire a tinerilor. Ai stat ceva timp acolo. Ce s-a întâmplat acolo? Ce ai observat? Ce te-a impresionat, ce nu ți-a plăcut? Întâlnirile noastre internaționale sunt foarte frecvente. De fapt, și mai recentă de atunci este Belgia cu Bruxelles de curând. Uite, asta n-a așteptat. Da, o întâlnire a tinerilor din toată Europa, chiar aproape 200 de delegați din toate statele. Atunci vorbim despre asta, mi se pare mult mai... este foarte interesant. Mult mai apropiat exemplu de ce ne așteaptă mâine. Ce ne așteaptă mâine? În primul rând că am discutat și ceea ce nu pare foarte accesibil unei discuții între tine și anume, de exemplu, conflictul foarte recent cu Ucraina. Uh-huh. Am avut inclusiv o rezoluție în care am cerut susținerea tinerilor din Ucraina, investiția în acea generație și în segmentul de societate civilă al tinerilor, tocmai pentru a contribui la acea democrație despre care vorbeam. Ori acel lucru a fost un lucru semnificativ pentru noi, cu minime resurse pe care le-am putea noi avea. Dar noi suntem cei care trebuie să aducem aceste probleme pe masă. De asemenea, vorbim de angajabilitate și internship-uri. Nu ne plictisim să vorbim de mulți ani încoace și, din fericire, am mai și reușit să obținem anumite lucruri și acolo încercăm să vedem deja pasul următor. Cum putem să ne asigurăm că la nivel european avem și mecanisme prin care aceste lucruri să se întâmple, se implementează în țările noastre, sunt monitorizate și cu standarde de calitate. Nu vrem doar joburi, da? Nu ne mulțumește să intrăm în aceste nesfârșite joburi part-time, 4 luni, 6 luni, o vară, 2, nu vrem ceva mai trainic, un viitor mai sigur, o egalitate intergenerațională până la urmă pentru acești tineri, să nu plătească ei pagubele făcute de generațiile anterioare. Mi se pare corect. Melodia Deși Jumătate vine peste noi. Aș vrea după aceea să atacăm un alt subiect important. Nu-l vom duce la bun sfârșit, pentru că oricum este stufos, este amplu, dar măcar să oferim niște puncte de reper. Strategia europeană și de aici strategia României pentru tineret 2014-2020. Rămâneți alături de noi. Ne întoarcem în câteva minute. Three Nets Radio. Colouring your life.
Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Să dăm la microfonul deschis. Mâine sărbătorim Ziua Europei și de asemenea 10 ani de la primul val de state membre. Se întâmplă lucruri frumoase, mâine lucruri de tineri înfăptuite cu precădere și cei de la școala gimnazială numărul 1 Sfinții Voievozi din București s-au pregătit. Dar s-au pregătit de plecare, însă o plecare cu folos. Nu sunt în țară câțiva dintre elevii acestei școli. Au plecat la o întâlnire în Grecia, dar mai multe amănunte obținem chiar în acest moment de la doamna Iuliana Soare, director al acestei școli. Bună seara, doamnă, vă ascultăm! Bună seara, mă bucur foarte mult că sunt în direct cu dumneavoastră și salut pe toți ascultătorii. Da, într-adevăr, 12 copii însoțiți de cadre didactice sunt acum la Colegiul 11 din Grecia și mâine vom fi în direct cu celelalte echipaje din 8 țări europene cu care suntem într-un proiect Comenius Multilateral. Viitorul nostru în Europa, implică-te. Și cred că asta spune tot. A, titlul spune tot. Exact, exact. Am înțeles că momentul festiv, ca să-i spun așa, se va transmite online. Da, da, se va transmite online. Acolo sunt delegațiile din cele 8 țări europene la Larissa în Grecia. Iar colegilor de la cele 8 școli din Europa sunt în laboratoarele de limbi străine sau de informatică și împreună încercăm să ne vedem și să ne auzim, să transmitem mesaje online pe site-urile școlilor, mesaje către toți copiii din Europa și nu numai către copii, pentru că mesajele trebuie să le asculte în primul rând adulții. Exact, dar și copiii trebuie să învețe ceva. Da, da. Să transmită mesaje frumoase și constructive. Așa va fi, vă țin pumnii să iasă totul ca la carte și vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați reușit să vă faceți un pic timp și pentru noi. Mulțumim mult de tot! Seară plăcută! Seară plăcută, doamnă, mulțumim încă o dată! Numai bine! Vedeți, dragilor, că se întâmplă într-adevăr lucruri frumoase și tinerii sunt determinați, sunt hotărâți de mici. Apropo de ce discutam noi cu implicarea de la vârste mici. Vă provocam înainte de acest moment să-mi spuneți câteva cuvinte despre strategia europeană și de aici strategia României pentru tinere 2014-2020. Strategia europeană pentru tineret, Investing and Empowering, așa cum spunea în mod original, este pentru perioada 2010-2018. Este un document cadru strategic care a fost realizat ca urmare a unui proces larg de consultări în toată Europa, cu tineri din toată Europa, implicit cu tineri din România. Iar aici noi, ca și Consiliu, am jucat un rol destul de important prin faptul că am fost permanent prezenți. De asemenea, strategia conține o serie de priorități, 8 la număr, printre care aș sublinia profesionalizarea lucrului cu tinerii, ceea ce spuneam mai devreme, importanța de a investi direct în tineri, capacitarea organizațiilor neguvernamentale pentru tineret, dar și alte priorități precum rolul tinerilor din cooperarea internațională și rolul tinerilor din Europa în raport cu lumea întreagă și implicit se aliniază la celelalte agende internaționale precum cea a Națiunilor Unite. Și aici revenim de ce este importantă totuși și cum ne afectează în mod direct aceste documente strategice pe noi ca tineri din România. Tocmai pentru că strategia națională a României, strategia națională pe tineret 2014-2020 a fost elaborată în linie cu prioritățile strategiei europene. Procesul ca atare a început anul trecut, în 2013, la inițiativa, bineînțeles, a Ministerului de Resort, respectiv Ministerul Tineretului și Sportului, însă cu sprijinul
a unei serii de organizații de tineret și noi ca și Consiliul de Tineret am inițiat un proces destul de larg de consultări, tocmai pentru ca a ne asigura că această strategie națională cuprinde nevoile reale ale tinerilor. În principiu cam acestea sunt planuri, sunt documente cadru, documente strategice, însă tocmai pentru a vedea că ele nu rămân așa doar ca niște documente undeva pe masa unor ministere, strategia europeană este implementată prin programul Erasmus Plus, spre exemplu, un program care și înainte programul Tineret în Acțiune. Are legătură cu Erasmus for All? Că vreau să vă întreb. Este de fapt, e poziția Consiliului Tineretului din România cu privire la programul acesta Tineret în Acțiune, nu? Tineret în Acțiune și Erasmus for All, da? Da. Tineret în Acțiune este programul care s-a încheiat în 2013, este continuat acum de Erasmus Plus. Exact, da? Exact. Și spre exemplu, cum ne afectează în mod direct, tinerii de care vorbeam mai devreme, a spus că sunt plecați prin programul Comenius, care este un program de lifelong learning, da? Unul dintre instrumentele de implementare a acestei strategii. Iar per total este cel mai mare program de mobilități pentru tineri, ne oferă acces direct la celelalte culturi, la statele din Europa și nu numai, inclusiv oportunitatea de a face voluntariat, da, prin European Voluntary Service. Uh-huh, uh-huh. Ați venit de la Cluj, ce urmează? Înainte ce urmează, haideți să spunem de ce am fost și am început cu Clujul, pentru că n-am precizat. Clujul este în 2015 noua capitala europeană a tineretului. Este un titlu câștigat de Cluj pentru anul 2015, ceea ce înseamnă că deja de anul trecut. Dar acum cum l-a câștigat? L-au câștigat într-o competiție serioasă cu alte orașe din alte țări. Cam 16 orașe de obicei în fiecare an candidează pentru acest titlu. Cea mai bună aplicație câștigă. Cele mai bune idei de a mobiliza tinerii și nu doar din România, ci din întreaga Europa. Cluj a obținut acest titlu valoros pentru România pentru prima dată, pentru România. Este acordat de European Youth Forum, acel forum al tinerilor european de care menționam, cu sprijinul multor instituții. Ne bucurăm că am început acolo. Anul acesta, precizez, adunarea generală a Forumului European al Tineretului se organizează în noiembrie la în noi București, acasă, da. La Cluj. A, la Cluj. La Cluj, dar în București, la capitală. Nu? Că mi-ați zis că și în București va fi ceva. În Cluj se întâmplă adunarea generală. Da, acolo vor fi undeva la 500-600 de delegați, iarăși din întreaga Europa și chiar din afara granițelor Uniunii Europene, care se vor întâlni și vor alege noua conducere, acea conducere care lucrează cu acele instituții. O toamnă bogată. Și un an următor și mai bogat, multe alte întâlniri. Asociația Europeană a Studenților își va organiza adunarea generală anul următor acolo. Deci multe evenimente se vor întâmpla, fiți cu ochii. Aveți de lucru. Și noi și alții, mulți cu toți, mulți aveți tineri. Aveți de lucru. Mesajul vostru pentru tinerii români, europeni și români și europeni, venim în întâmpinarea zilei de 9 mai. Venim. În primul rând, alăturați-vă dezbaterilor noastre. Dialogul este cheia. Timișoara, 14 mai. Iași, 16 mai. București, 20 mai. Tinerii contează. Acesta este motoul campaniei noastre. Tinerii contează, tinerii votează. Nu contează pentru că votează. Tinerii contează întotdeauna. Asta este mesajul nostru. Haideți să ne facem auziți, să folosim orice prilej, pentru că altfel este și vina noastră dacă nu facem acest lucru. Corina. Mesajul meu este același, de a încuraja participarea nu doar la vot, participarea în toate formele și informarea, pentru că vorbeam mai devreme. Sper să existe mai multe campanii de acest fel și sper să aibă un impact dincolo de ziua de 25 mai, iar cu ocazia zilei de mâine, la mulți ani, pentru că este ziua Europei, deci. Este ziua Europei, poate fi și ziua noastră. Așa ar trebui să fie și ziua noastră. Mulțumesc tare mult, Veronica Ștefan, președinte Consiliul Tineretului din România, Corina Pârvulescu, coordonator programe activități în cadrul aceleiași organizații, obosite de la drum, dar au avut chef de vorbă și ne-au explicat ce și cum. Le-am chemat, după cum spuneam la început de emisie, nu întâmplător, ci pentru că mâine este ziua Europei, iar
tinerii au un rol extrem de important în cadrul Uniunii Europene și, de ce nu, tinerii pot decide și trebuie să o facă, dar având la bază o informație solidă, cine îi va reprezenta în Parlamentul European. Mulțumesc încă o dată, odihnă plăcută, seară liniștită, spor în tot ceea ce urmează să faceți și, evident, rezultate pe măsură. În continuare, la Radio 3net Newsfeed cu Victor Silaghi, să auzim de bine! 3net Radio. More music, more colors.